Scara Pisicii este un spectacol după textul unei scriitoare maghiare, adaptat de regizoarea Nelly Cozaru pentru masterandele Valentina Ostap și Lucia Ceh, care au intrat de minune în roluri, una soție, alta amanta aceluiași bărbat. Ce reacție a avut publicul la acest spectacol curajos? O tragicomedie jucată de eroinele care vorbesc cu cinism despre dragoste și căsătorie, un final neașteptat, toate le aflați din reportajul care urmează. Valentina Ostap și Lucia Ceh, ambele pasionate de actorie, ambele masterande la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, ghidate de regizoarea Nelly Cozaru, au reușit să ne țină în suspans de la început până la finalul neașteptat al spectacolului Scara Pisicii. Erau prezente toate babele, meniu dietetic, pereu de cartofi, pep de pui, resturile puse la pungă și de acasă. Ei bine, pe acest fundal apare el. Cu o varză! Și nu așa pur și simplu! Am vădăbit-o cu 6 artificii din alea, știi? Niște rachete sau ce dracu, care le-a prins și s-a scânteit de o jumătate de metru. Ia! Le-a prins încă afară! A? Apoi a intrat. Babetele, îmi pariu că jumătate din efectiv s-a constipat din cauza spaimei. Evident, în secret, toate sunt oprite după el pentru că-l adoră. Dar crește să vă iertau ca babele. Am mulțime de scântei până în tabal. A fost colosal. Tematica abordată de actrițe a strânit zâmbetul tuturor, în special colegilor de breaslă. Vreau să felicit în primul rând pe doamna Nelly Cozaru că a reușit să lucreze cu două fete pline de perseverență, ambiție și dorință. Eu le-am cunoscut la master pentru că suntem colege. Lucia nu are studii în actorie, dar a demonstrat că timp de un an și jumătate poți să ajungi la performanțe la care unii actori poate nu reușesc să ajung în timpul studenției și primii ani după facultate. Valentina este actriță de păpușar de meserie și s-a descurcat foarte bine toată, adică este un spectacol care a fost găzduit bine aici, a fost la locul potrivit, la timpul potrivit și chiar dacă emoțiile au fost și din partea lor și din partea noastră, până la urmă a ieșit un rezultat foarte, foarte bun, ceea ce le felicit și doresc acest spectacol, aș vrea ca să-l mai văd și mai departe, poate să-l mai joace, pentru că eu sunt sigur că fiecare reprezentație o să rodeze și o să rodeze. Mă bucură faptul că este ceva nou, fetele s-au descurcat extraordinar, foarte bine, am avut emoții, au fost cazuri când în unele scene chiar cumva m-am regăsit. La final ați văzut că și publicul, într-un fel, chiar erau unii din ei care erau cu lacrima pe obraz, adică, într-un fel, tot ce s-a întâmplat spre bine și mi-aș dori ca acest spectacol să se joace de mai multe ori, pentru că sunt absolut convins că o să aibă public, o să aibă viață frumoasă. Felicitări colegilor, pentru că sunt colegile mele, felicitări regizoarei Nelly Cozaru, că a avut curajul să pună un asemenea text și îi doresc o viață lungă. Cea care a regizat jocul actrițelor, Nelly Cozaru, a rămas mulțumită de rezultatul colaborării sale cu masterandele. Felicitările noastre, e un spectacol curajos și totodată foarte, zic eu, ne-a ținut așa în suspans până la final. Cum a mai venit această idee? Ideea a venit pentru că a trebuit să ne vină. Avem masteranzi, masterande care trebuiau să-și pregătească o teză de susținere de master. Iată cum a venit ideea. Într-adevăr, piesa asta, ca și multe altele, a stat pe rafturile mele, să zic așa, și și-a așteptat rândul. Așa se întâmplă de obicei cu textele care îmi plac, dar am răbdarea cuvenită să aștept șansa. Și iată că apar studenți sau masteranzi cărora aceste partituri le-ar veni ca mănușa. Așa s-a întâmplat cu această piesă, Scara Pisicii, de autoarea maghiară, așa cum am spus la început, de Cătălin Toroții. Este acest dialog, această luptă dintre două femei pentru inima aceluiași bărbat. Trăim într-o lume din ce în ce mai
mai puțin conduse de bărbați, dar totuși. O lume creată de bărbați, conduse de bărbați și uneori, într-adevăr, se întâmplă niște competiții dintre femei. Noi am zis că este un text feminin, în primul rând, dar sigur că are și tente de feminism. Sigur că are și tente de horror, dat fiind că se termină așa cum se termină, cu vărsare de sânge și din comedia neagră. Fetele astea și-au dorit foarte mult să învețe, foarte mult au luptat într-adevăr dincolo de subiectul piesei, au luptat pentru a avea dreptul să iasă în scenă. N-a fost ușor, n-a fost simplu, dar a câta oară ne convingem că dacă există dorință, dacă există ambiție, uneori se fac lucruri nevirosimele. Vreau să vă întreb dacă ulterior acest spectacol planificați să-l mai jucați în altă locație sau pentru alt public. Știți, în lume se întâmplă spectacole gen Café Chantant. În general, în viața modernă de zi cu zi, se întâmplă reprezentații în locuri nonconformiste, cum le spunem. De ce nu? Într-un bar, într-un restaurant, și această idee a apărut și din partea acestui local, dar și din partea teatrului Mateievici, care este în vecinătate cu un alt restaurant, nu-i zic numele, unde această reprezentație mai cosmetizată, mai aranjată, cred că poate să aibă loc. Așa că s-ar putea publicul larg să vadă această istorie, această dramă și această comedie neagră. Pe talentata și carismatica Valentina Ostap o cunosc de câțiva ani, fiind actriță la Teatrul de Păpuși Licurici. Totuși, datorită acestui rol jucat în Scara Pisicii, se pare că am redescoperit-o. Valentina, spune-mi, renunți la Teatrul de Păpuși și ieși în scenă să joci ca actriță? Nu, n-am să renunț niciodată, cred că, la Teatrul de Păpuși. Bine, acum mă țin de ideea asta să fac Teatrul de Păpuși. N-aș renunța pentru că mi-e drag foarte mult și îmi place ceea ce fac, doar că masteratul mi oferă posibilitatea să mă dezvolt. Pentru asta, de fapt, am și făcut masteratul și am avut un spectacol dramatic. Felicitări, apropo, a fost un joc foarte reușit, adică un rol care a scos în evidență multe, nici nu știu cum să le zic, calități a actriței, da? Și atunci urma să te întreb, o să mai joci acest rol? Îl mai vrei să-l mai joci pentru alt public? Cred că mi-ar plăcea să-l mai joc. Probabil am mai avea nevoie de mai multă repetiție, pentru că spectacolul a fost cumva într-un tempo așa mai rapid lucrat. Dar mi-ar plăcea să-l mai joc și probabil o să-l mai jucăm. Nu știu dacă aici sau în altă parte, poate la vreun teatru din Chișinău. Da, ar fi bine. Ar fi bine, pentru că e un subiect destul de actual, pentru că ceea ce s-a povestit în această piesă se întâmplă și vreau să te întreb, în realitate ai accepta astfel de combinație sau acest triunghi care l-ați adus voi în scenă? Pentru mine personal nu aș accepta, dar niciodată nu știi cu ce surprize vine viața, știi? Așa că nu se știe niciodată. Dar nu, eu nu aș accepta, cred. Oricum, ar merita să vedeți și voi această piesă plină de umor negru, da, pasiune și până la urmă și de asta de groază, știi, când a început să curgă sângele roșu. Horror, horror. Mi s-ar fi părut ceva neașteptat, adică nu știu cum poate o femeie să meargă la câte merge o femeie pentru un bărbat. Nu cred că e corect. Lucia Ceh a visat încă din copilărie că într-o zi va culege aplauze datorită jocului său actoricesc și visul ei se pare că s-a îndeplinit. Unde? Să meargă o școală de dans? Hai, o de pe lume!
Felicitări! Mie mi-a plăcut foarte mult jocul vostru, dar totodată și tema pe care ați prezentat-o. Se întâmplă în realitatea noastră, din păcate, sau mă rog, că nu avem cum să o schimbăm. Yes, foarte. Dar întrebam și pe Valentina, ați accepta și mai ales în cazul eroinei, ați merge pentru atâtea sacrificii de dragul unui bărbat? Eu personal? Nu. Cred că sunt o femeie mai, nu știu, mai modernă, probabil. Adică, nu știu, mă stimez, mă iubesc și eu cred că asta e din calea afară. Adică, chiar așa, sunt niște limite, niște, dar acolo ați văzut că nu există limite de asta. Eu categoric nu. Eu aș fi prieten cu bărbatul pe care îl iubesc, eu aș încerca orice strategie, dar numai nu așa, ca să mă desconsider și mai ales să iau viața unui om. Deci asta nu mi este mie aproape de suflet. Eu nu sunt un om sadic și niciodată n-am fost, precum este eroina mea Joca. De asta nu. Înseamnă că a fost greu de intrat în rolul acestei femei criminale într-un final? Eu nu cred că asta a fost greu. Asta a fost din plăcere, deoarece pentru mine teatrul și masteratul inclusiv, asta e un hobby. Eu nu sunt actriță profesionistă și am venit și am făcut masteratul doar din plăcere. Deci pentru mine asta nu a fost un sens ca să fiu pe scenă sau... Pur și simplu asta a fost un vis din copilărie, să fiu actriță. Am ajuns la 45 de ani, visul meu s-a împlinit și cred că e ok așa. Să înțeleg că atât a fost visul sau urmează să mai jucați? Poate chiar și numai acest rol. Posibil, nu știu, viața e așa că nu știu ce o să fie mâine. Deci o să ne uităm cum o să meargă și o să deruleze situația cu spectacolul mai departe. Eu aș fi foarte, foarte bucuroasă să-l mai jucăm o dată, de două, de trei, deoarece într-adevăr am lucrat enorm la spectacolul ăsta, noi minimum jumătate de an și a fost foarte, foarte plin de tot jumătate de an, adică ca să intre în rol, și-ar fi păcat ca să nu se mai joace. Cum s-a lucrat cu doamna Cozaru? Foarte bine. Noi, nu știu, n-am simțit, noi nu avem într-un fel, n-am avut niciodată o teamă față de ea, sau, adică noi am fost ca și ca prieteni și, da, normal că doamna Cozaru e un profesor excelent, nici nu se discute și ea a făcut din noi, a făcut tot posibilul ca să scoată ce e mai bun din noi. Am avut și eu un câine, morși. Am și acasă trei câini, pisici, câini. Trebuie duși la plimbare, să se pișe, să se cace și toate cele. Nu e pentru mine. Pisicile pot rămâne și singure. E ziua afară, la plimbare. Le-am făcut și o ușă pe terasă. Știi ușiță batantă, văzuse undeva în filme. Deci, se o scară dintr-o șipcă lungă, locuiesc la parter. Și mie ce spune după plac. O pisică mi-aș dori și eu. Așa l-ai cunoscut. Pe cine? Cum pe cine? Pe Ioșca. A început să vină. N-a început aici de prânz să mănânce. După asta și după amiază, când nu prea sunt clienți și... Dragoste de la prima vedere. E, dar de unde? N-a fost chiar așa.